Proiectul, desfășurat între martie și iunie 2024, va facilita accesul acestor copii și tineri la tehnologie, pregătindu-i pentru cerințele actuale și viitoare ale societății digitale. Oana Vasiliu, coordonatoarea de programe a Fundației TEAUD România, a subliniat importanța continuării eforturilor pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor, iar Nadia Crețuleac, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, a evidențiat beneficiile pe termen lung ale acestei colaborări. În prezent, în județul Suceava există peste 1100 de copii și tineri în sistemul de protecție socială, iar proiectul îi vizează în special pe cei din asistența maternală, majoritatea provenind din zone rurale sau urbane mici. Echiparea lor cu calculatoare reprezintă un pas esențial către crearea de oportunități de dezvoltare personală și profesională.